Cred că la început, atunci când a fost șocul ăla. Primele săptămâni. Da, prima săptămână, prima că după aia, săptămână. Da. Și alternative? Ce ai fi putut face? Dacă te lăsai de fotbal, ce crezi că ai fi putut să faci? Eu sunt cu antreprenoriatul. Așa. Mai nou mă documentez de vreun an de zile cu bursa, cu criptomonede. Serios? Cu... Da. Păi spune-ne și nouă ceva din secretele chestii astea. E o chestie serioasă sau nu e o chestie serioasă? Da, e o chestie foarte serioasă. Păi depinde în ce vrei să investești. 50 de mii o criptomonedă, mâine poate fie 5 lei o criptomonedă. Da, trebuie să știi când să cumperi și când să vinzi. Și cum știi când să cumperi și cum știi când să vinzi? Sunt niște charturi pe care trebuie să le urmărești. Așa. Și în funcție de chartul, cum se mișcă chartul, tu trebuie să știi când să intri să cumperi. Da? Bine, e o vorbă simplă. Cumpără pe roșu, adică când e culoarea roșie, acea lumânare, și vinde pe verde. Da. Ai vreo criptomonedă? Ai un portofoliu? Am. Da? Am Bitcoin, Ethereum, Cardano. Serios? Da. Am deci, investit ceva, am mai investit și niște fonduri mutuale de investiții. Zău? Da, afară. Cât mai e un Bitcoin acum? Acum, aseară era 32.000, parcă ceva. 32.000 de euro. Serios? De dolari. Sorry. De dolari? Da. Dar tu bănuiesc că nu ai un Bitcoin. Nu, no, nu. Zero, no. Cât nu, ai? Nu, am 50... părți din ele. Cât? Cum se numesc părțile din Bitcoin? Ai spus bine, da, părți din Bitcoin. Părți din Bitcoin. Da, părți din Bitcoin ăla. 0,5, nu 5. Tu pierzi o sumă și ți se convertește în Bitcoin. Ți arată, nu știu, cumperi de 500 de euro, se convertește. Ai 0,005 Bitcoin. Da. Da, și bun. Fonduri de investiții, ți-am mai spus. Da. Deci ai fi avut alternativa, dar ai zis, bă, mai stau totuși. Bine, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Acum sunt fotbalist la Liga 1 care câștigă, nu știu, 10.000, 12.000. Da. Ăia pot spune astea, dar din punctul meu de vedere, dacă nu ești educat financiar, îi poți pierde foarte repede. Adică mie nu îmi pare rău că n-am început chestia asta, cum ți-am zis, cu cripto, cu... Așa, mai mult timp, de la vreo 20 de ani, când am început eu să câștig mai de bine ai bani. Fi putut, știi? Păi aș fi putut, că mi-aduc aminte de altă întâmplare. Când eram la Chiajna, era Liviu Ganea, jucător. Așa. Și după un atacant de la Dinamo. Da. Da. După un antrenament, era grăbit, se schimba. Da. Toți, ce faci, mă, unde pleci așa? Stai și tu. Nu, frate, mă duc, că, uite, mi-a zis unul că a apărut, nu știu ce, naiba, o monedă de asta, Bitcoin, și să cumpăr și eu, e 50 de lei. Să mă duc și eu să văd ce... Poate. Serios? Da, atunci chiar mă întreb și dacă am ocazia o să... Să-l întrebăm pe Liviu Ganea? Da, știu că a zis atunci. Poate îl sunăm noi pe Liviu Ganea în câteva minute să ne povestească un pic de Bitcoin, dacă a cumpărat și... Dacă a cumpărat, nu știu de atunci. Că el așa are un spirit antreprenorial, am văzut. Da, păi avea de atunci, eu știu că avea voia să înceapă ceva cu o cofetărie sau patiserie, ceva. Da, până la mare o chestie, o rulotă cu mâncare, cu... Și chiar sunt curios dacă el a luat atunci și dacă a ținut. Da. 50 de lei, acum unul 50 de lei a fost și acum 60, a fost 60 de mii, acum e 32 de mii și dai seama, dacă a luat cu 50 de lei, cât... Câte o fi luat sau dacă a luat. Bine, chiar poate sunt că curios. Între timp l-o fi vândut, îți dai seama. Da, a fost un boom. Mă gândesc că a fost un boom la un moment dat, la un moment dat. După vreo 5-6 ani, fusese vreo 18.000, 20.000, ceva de deci genul. Atunci putea fi un moment în care să vinzi, dar nimeni probabil că nu se aștepta să mai urce. Da, mulți au ținut. Da. Da, și atunci, cu 50 de lei investiți sau 100, 200 sau 1.000 de lei,